Hai să vă arăt cu cine distrăm astăzi. Avem o mașină de tocat carne a unui prieten, că, în mod normal, nu prea iau lucrări în acestea. E nouă sau aproape nouă. Problema ei este că la toate aceste mașini de carne sunt foarte proaste sau foarte slab făcute. Găurile nu sunt rotunde, bușele joacă, deci foarte proaste. Și alezăm gaura aceasta. Da, nu e cea mai bună variantă a face pe mașină de găurit, dar am strungul e ocupat, freza e ocupată și nu vreau să le să scot piesele ce am în ele doar pentru această operațiune rapidă. Plus că nu-i de precizie foarte mare. Deci aici intră perfect așa, bun, deci mașina este faină deoarece are și avans, are și turație variabilă, adică turație variabilă, are cutie de viteze cu mai multe turații. Hai să-i dăm drumul. Apropiem și cuplăm avansul. Ca să centrez piesa, am folosit doar un cap de acesta de șanfrenat. Am și șanfrenat puțin, după cum se vede în imagine, pentru a-l centra. Când am simțit că s-a centrat, l-am strâns jos. Aici am pus un distanțier. L-am strâns. Aici direct înăuntru. Merge foarte bine. Mașinile astea de găurit sunt bunicele, să zicem. Singura problemă la ele este că pe la toate încheieturile, deci toate încheieturile, curge ulei din ele. Poți să completezi un litru într-o săptămână, că oriunde este un binare, și dacă nu e un binare, pe aici, pe acolo, am pus clingerit, am pus silicon, am pus semering, am pus o-ring, am pus de toate, dar nu reușesc să opresc uleiul. Așa am făcut o trecere, facem trecere până se curăță complet. Gaura asta nu a fost rotundă, a fost orice formă geometrică, nu mai rotundă. Curăță complet, îl bucșăm cu o bucșă probabil de poliamidă și bun o fi. Sau vedem, poate facem o bucșă de fontă sau de alt material. Că de bronz nu merită, că e prea scump. Nu valorează mașina de carne cât valorează doar bronzul. Bine, salut!